Severinanul Adrian Frânculescu a primit o nouă convocare la Naționala României sub 19 ani. După ce luna trecută a dat siguranță între buturi și a contribuit și el la calificarea în turul de elită, golkeeperul legitimat la CSA Steaua București va merge în perioada 12-21 noiembrie la turneul internațional de la Marbella din Spania. Cu această ocazie, selecționerul Adrian Dulcea își va testa elevii în trei amicale. Primul va fi contra Angliei, miercuri 15 noiembrie, cel de-al doilea adversar va fi contra Mexicului, sâmbătă pe 18 noiembrie, iar ultimul joc test va fi contra Japoniei, marți pe 21 noiembrie. Toate cele trei partide se vor disputa la Marbella Football Center. În luna octombrie, Naționala Under-19 a României a obținut calificarea la turul de elită din primăvara anului viitor, după ce a încheiat pe locul secund grupa de calificare din care au mai făcut parte Cehia, Finlanda și San Marino. Tragerea la sorți pentru turul de elită va avea loc în luna decembrie.